Slăviți să fie Domnul! Amin. aproape când vin să mai zic o dată ca să ziceți mai tare amin. Dar mi se pare uneori că devin un cerșetor. Slăvit să fie Domnul! Amin. Uneori pentru Domnul merită. Mă bucur din toată inima că împreună cu acești colegi și frați dragi să putem să fim împreună cu dumneavoastră într-o seară pe care aș numi o, o seară foarte frumoasă. Și e frumoasă nu pentru că deodată a venit frații din Portland sau noi din România, sau oricine ar veni, ci frumoasă pentru că Dumnezeu ne-a dat harul să putem să fim împreună, sănătoși și cu toți în prezența lui Dumnezeu. Nu știu exact ce așteptări aveți. Oricum, o seară de colinde este întotdeauna foarte pătrunzătoare pentru că de foarte multe ori ne întoarcem în spate și trăim tot felul de nostalgii dacă le mai trăim, oricum suntem o generație de oameni foarte ocupați, nu reușim să ne concentrăm nici măcar uneori în momente de genul acesta, știți foarte bine ce spun, după a doua, a treia colindă, încercam și eu să depun efort, să fiu cu toată ființa mea prezent aici. Pentru că este o luptă. Și este cineva care nu dorește ca noi să ne bucurăm în seara asta și mai ales să ne pocăim în seara asta. Și știți despre cine vorbesc. Dar din de toate neajunsurile noastre, cel care poate să aibă milă de noi în această seară, este Isus Hristos Domnul. Aș vrea să rămânem pentru un anumit timp, cum a zis Gabriel a lăsat un, o taină ce se va întâmpla în continuare. Să rămânem lângă scriptură, rămân cu un cuvânt legat de această sărbătoare a Nașterii Domnului e și e foarte greu să predici de sărbători. Și aș vrea să vă ajut și să ne ajutăm reciproc la un exercițiu de imaginație. Oricum, noi, români avem multă imaginație, uneori prea mult și uneori bolnavă. Și aș vrea să vă aduc aminte de povestea celor păstori. Nu mai citesc textul pentru că știți foarte bine pasajul ăsta. Colindat, explicat, pus în piese cu copiii, totul e în regulă. Îmi place întotdeauna să cred că a fi fericit înseamnă a fi mulțumit. Că Biblia pe care o predicăm spune la un moment dat, prin înțelept, în proverbe, că persoana care are o inimă mulțumitoare, începe și va avea pentru tot restul vieții un ospăț necurmat în inima lui. Dar în seara asta să vorbesc despre o latura nemulțumirii. N-aș putea să spunem că există vreo nemulțumire pozitivă în lumea asta. Și totuși, o anumită stare de nemulțumire a adus progres, că dacă toți eram mulțumiți cu sapa, nu se mai năștea tractorul. Și dacă toți eram mulțumiți cu anumite lucruri, nu mai putea să fie progres. Și dacă eram mulțumit că odată mi-a vorbit Dumnezeu, nu mai îmi vorbea doar, dar pentru că mi-am dorit mai mult și mai mult, Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. Laude Domnului! Apostolul Pavel, spre finalul vieții, a lansat o asemenea dorință și a spus Eu nu sunt mulțumit cât l-am cunoscut pe Domnul, mai vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Doamne, ajută-ne! Așa că în... așez cuvintele care vreau să le spun cu ajutorul Dumnezeu în jurul acestei fraze. Și declar pe păstorii, pe acești păstori de animale, pe acești ciobani cu sânul la țară, păstori sau ciobani nemulțumiți. Rețineți latura asta pozitivă a ceea ce vreau să spun în seara asta. Sper că dumnealor nu o să se supere pe mine. O să-i întreb în cer dacă am gândit bine, sub inspirația Domnului, ceea ce vreau să spun în seara asta. Vă aduceți aminte că versetul de debut a acestui text spune că păstorii stăteau împreună și își păzeau turmele, încă o noapte. Habar n-am de ce vorbeau acolo. Nu știu cât de plictiziți sau savuroși și treji erau. Nu știu cât de mulțumiți erau, câte turme aveau. Nu știu dacă erau într-o competiție cu alți păstori care aveau mai multe oi. Abar n-am. Nu-mi las imaginația să meargă prea departe. Dar deodată s-a întâmplat ceva care ei n-au putut să gândească vreodată. A fost un fel de surpriză pe care Dumnezeu a hotărât să le-o facă. N-aș spune că o meritau. Cum nu pot să spun niciodată în viața mea. Căci atunci când Duhul lui Dumnezeu, când puterea Evangheliei, când Dumnezeu a deschis cerul pentru viața mea, pot să spun cu toată libertatea că niciodată n am meritat. Ci întotdeauna a fost o surpriză excepțională pe care Dumnezeu și cerul a vrut să-mi o fac. Cred că nici în seara asta n-am nicio secundă de vrândicie că sunt în fața voastră să predic, sunt convins că putea să predice altcineva, sunt convins că Dumnezeu avea o mulțime de oameni pe care putea să-i aducă aici să cânte în seara asta, mai bun decât ei, mai bun predicator decât mine. De ce Dumnezeu ne surprinde uneori și ne folosește, nu pot să spun decât atât într-un cuvânt. E harul și povestea lui Dumnezeu, laudă Domnului. Că niciodată în viață nimeni nu poate să aibă curajul să spună A, Dumnezeu mi-a vorbit prin Duhul Sfânt, Dumnezeu s-a atins de mine, Dumnezeu m-a eliberat, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu mi-a protejat copiii, Dumnezeu m-a scos dintr-un accident. Pentru că deodată eu sunt mare pocăit și mare om al lui Dumnezeu. Nu! ci întotdeauna e bunătatea exclusivă a lui Dumnezeu. Amen. Lăudat să fie Domnul în veci. Amen. Eu sunt convins că poate după felul cum noi am privit seara asta, Dumnezeu nu trebuia să ne vorbească. Aș îndrăzni să vă întreb ca să vă simțiți nevrednicia. Câți de ei v-ați rugat pentru mine că urmează să predic? Exceptând pe fratele meu care simte diferit cu mine și lucrare. Și câți dintre noi venim uneori și așteptăm a, să vedem ce se întâmplă. Și știți care este marele șoc al meu și al lor? Că Dumnezeu este bun. Și deși eu poate că n-am nicio așteptare, ba mai mult am o grămadă de așteptări greșite și uneori păcătoase. Pentru că vin de multe ori în asemenea locuri și gândesc și judec. Și spun cei și cu ăștia, ce slab au cântat, noi avem mai bun cântăresc ca ei. Am auzit fraza asta. Și sunt convins că există. Și pentru că așteptările noastre sfirești, omenești, uneori împletite cu răutăți, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu grozav, un Dumnezeu minunat. Să-i să predic un asemenea Dumnezeu, pentru că de ori m-am dus plictisit la biserică, n-aveam niciun chef să mă rog. N-aveam nicio poftă să ascult un predicator, mai ales pe unul dintre ei. Și Dumnezeu a făcut un lucru grozav când nu împleticeam cuvintele în rugăciune, am zis odată că un frate bătrân se roagă și Duhul Sfânt coboară peste el. Deodată începe să facă niște pași Domnul în biserică și o putere nemaipomenită vine și mă cuprinde și pe mine în val și mă trezesc deodată că plâng și spun din toată inima, Aleluia lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă! Și mă, mă prăbușesc înaintea lui Dumnezeu și spun în această seară, Doamne, surprinde biserica din Seattle, surprinde sufletele care au venit aici, Doamne, surprinde prietenii care au venit aici, că poate eu au fost la colins cu vrușcă, cu alți artiști buni, pregătiți, care pot să-ți unduie mintea ta, poate că au fost în alte zone în care a fost frumos, în această seară noi suntem slabi, limitați, obosiți de zile întregi, alergând cu dor de casă, dar mai a o dată și am zis, Doamne, fă o minune în seara asta. Și arată-ți puterea ta de Dumnezeu, aleluia. Nu știu dacă și-au propus în seara aia o întâlnire cu îngeri. Poate nici n-au crezut în ei. Nu știu dacă au crezut vreodată că cerul se poate deschide și din cer să coboare un înger și o lumină puternică să strălucească împrejurul lor. Și slava lui Dumnezeu să vină acolo în câmpile Betleemului. Când nu era în sinagogă printre cruci, când nu era acolo undeva în biserică în care te aștepta să se întâmple o minune, la oi te aștepta să vină lupul, te aștepta să vină fiarele, te aștepta să se întâmple alte lucruri, nu lumini, Dumnezeu și îngeri. Păcat că uneori în biserici nu ne mai așteptăm la lumini, Slava lui Dumnezeu, îngeri, Duhul Sfânt, puterea lui Dumnezeu. Avem așteptări limitate, omenești. Înscrise uneori într-o politică slabă bisericească. Iisus Hristos este Domnul. Duhul lui Dumnezeu să atingă mintea ta. Așa să sunt Dumnezeu se prezent în adunare. Ori vrei, ori nu vrei. Duhul Sfânt e aici, Iisus e aici. Aleluia! Și mi este dor de Dumnezeu și de puterea Lui. Și m-am rugat înainte să predic, Doamne, ai milă de mine în seara asta sunt obosit și rutinat. Îți scapă păstorii că să mai treacă o noapte, iar eu să mai treacă un program și două la por la mâine și încă trei aici și după aia să mă întorc vinerea acasă. Și Domnul știu că va da o bucurie mare în seara asta, că este prezent aici în biserică. Glorie lui Dumnezeu! Nu aș vrea să vă pun să ridicați mâna câți de aici ați o dată un înger. Eu n-am văzut niciodată față în față un înger. Sunt convins că Dumnezeu fi lăsat în viața mea și a voastră înger, dar nu i-am reperat. Și nu i-am văzut poate cu ochii noștri, dar cred că este grozav să poți să vezi un înger al lui Dumnezeu. Să ai o revelație directă, clară, simplă cu Dumnezeu, lipsită de ritualul și religie. Să-L vezi deodată, pun trimis al lui Dumnezeu, ochi cât cu ochi. Și să vezi o lumină puternică și slavă lui Dumnezeu să te împrățoare. Vă întreb pe voi, ați văzut vreodată o experiență puternică de neuitat cu Dumnezeu mână mâna sus care ați avut? Amen. Aleluia! Iar dacă sunteți prieteni aici în biserică care niciodată n-ați fost atins de puterea lui Dumnezeu și n-ați simțit slava lui Dumnezeu, mă rog în această seară puterea lui Dumnezeu să vă atingă! Amen. A, nu sunt uimit că Doamna i-a spus că a simțit toată seara niște friguri. Așa știu te să explici. Nu sunt deloc șocat că acea femeie a spus Nu mai pot să mă opresc din plâns Că martă sunt mulți predicatori și oamenii al lui Dumnezeu Care s-au întâlnit cu alți oameni care au spus Nu știu ce s-a întâmplat cu mine De când am intrat în biserică Am simțit o putere ceva și tot plâng și plâng și plâng și plâng, plâng. Domnul Gabi, ce se întâmplă? Și eu zic, și ce se întâmplă? Este Duhul lui Dumnezeu Este puterea lui Dumnezeu Este Duhul Sfânt care își onorează biserica Și pe cei care cred în El Și se prezintă acolo unde doi sau trei se adună în numele Lui. Trăiască Domnul în veci. Glorificați să fie numele Domnului în veci. Și grozav să ai o experiență cu Dumnezeu, mi-e dor de ele și vouă. Dacă v-ați plictisit de biserică, de Dumnezeu, de pocăință, e bai. Pentru că Dumnezeu pe care eu îl cunosc și voi este un Dumnezeu care se revelează. Și Dumnezeu ne-a chemat să trăim puterea Lui și minunile Lui și revelațiile cu El. O, glorie Domnului! <laughs> și de multe ori am spus Domnului când mă culc seara, Doamne, dăm un vis cu Tine. Mie nu-mi place somnul, o să vă surprind. Eu când mă culc de-abia aștept să vină dimineața. Poate mai sunt ca mine. Alți sunt drogostiți cumplit de somn. Și soția mea îi place somnul și niciodată nu mă înțelege. Și eu de-abia aștept să vin dimineața. Eu spune, o, oh, eu mă trezesc de trei ori la copii. Eu de-abia aștept să dorm. Și sunt Doamne, dacă tot dorm noaptea asta, n-aș vrea să timp, fie timpul să a dă Dăm un vis de la tine, Doamne. Pentru că eu cred că tu te revelezi în continuare. pentru că sunt pentecostal, pentru că Biblia îmi spune că tu dai visuri și vedenii. Glorificat să fie Domn. Și de multe ori Domnul mi-a mi vorbit noapte prin vis. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Și întreb pe păstori că dacă eram în locul vostru, eram fericit în noaptea aia. Și cred că au fost și ei. Puteau să scrie în istoria vieții lor, noaptea asta am întâlnit cu un înger. Știau să povestească la copiilor și la nepoților. Cred că noaptea aia a putut să devină vedete. Într-un fel, au rămas cunoscuți până în seara asta, peste 2000 de ani să te întâlnești cu un înger, să vezi slavă, putere, lumină, să casa pământ, să trăiești o asemenea intensitate pe care nu vă pot explica în seara asta, deși vă pot provoca în continuare să o trăiți. Când ai o asemenea experiență cu Dumnezeu, parcă spui, nu mai am nevoie de nimic. Și ai putea deodată să spui, sunt mulțumit, mi-ajunge. I-am declarat păstor de mulțumiți. Că sunt, nu, Doamne, vrem să mergem mai departe. O mulțime de oameni s-au pocăit, pentru că au spus cu o experiență cu Dumnezeu ne ajunge. Avem un pastor grozav la biserică, îmi spun unii. Ne place să mergem la biserica aia. Este un om al lui Dumnezeu prin care simțim întotdeauna că atunci când își zică vocea, simțim că deodată suntem atinși de o putere irezistibilă. Și mergem acolo la biserică. Și credeți-mă, de ani de zile nu s-au pocăit. Cunosc o familie cel puțin în Oradea. Ori de câte ori mă duc în Oradea, să anunțe pe vocea Evangheliei. Nu sunt eu un om important, Asta să anunță și oriunde mă duc. Și ultima dată când am fost la o nuntă, ascultați-mă, când mă uit în sală să văd pe cine cunosc, cunosc mulți oameni în Oradea. Văd o familie, sos și soție. Vin să mă asculte. Sunt fanii mei din Oradea. Cred că sunt trei ani de când vin. Și ei mă așteaptă la sfârșit după nuntă și îmi spun, Domnul Gabi, când am auzit că veniți aici, suntem atât de fericiți. Vrem să vă mulțumim Dumnezeu astăzi, am simțit ceva deosebit și mă uit în ochii lor și până la un punct îmi place. Că doar e vorba de mine și eu sunt sincer și mă uit în ochii lor și le a spus ultima dată, dar vreau să vă spun ceva, e un pericol în viața voastră. Și ei și-au plecat capul și a zis, da știm, pentru că de ani de zile veniți și nu v-ați pocăit. Dumneavoastră ați avut experiență cu Dumnezeu, sunt convins. Dumnezeu v-a vorbit până azi, v-a atins, v-a făcut bine. A spus spuneți de multe ori, Doamne Dumnezeule, dacă nu erai Tu, dacă nu se întâmpla, dacă nu erai, Doamne, Tu îmi viața, e minunat. Și încă o dată ne întoarcem toată adunarea, să ne Domnului pentru toate momentele extraordinare cu Domnul. A ține minte, riscul imens este să ai experiențe cu Dumnezeu să nu te pocăiești. Și unii s-au mulțumit și au spus, vrei să-ți povestesc eu ce experiențe am cu Dumnezeu? în raport cu, cu păstorii, experiențele noastre sunt fire ave slabe, uneori nici nu bine de spus. Și mulți vin și vor în ziar să ajungă. Pe televiziuni să spună ei ce miracole, ce-o trăit ei cu Dumnezeu. Așa să fie. Dacă în totul se reduce la atât și nu poți să faci un pas mai departe și te-ai mulțumit, scultă mă în seara asta. Nu știu când, unde în țară, cu ani în urmă, pe tine atins Dumnezeu și ai avut ser de neuitat. Foarte bine! A viața ta va dovedi dacă experiența aia a însemnat un pas mai departe spre Dumnezeu sau trăiești hrănindu-te din glorie ofilite. În această seară, Duhul lui Dumnezeu se prezentă aici în biserică. Și mă rog din toată inima Domnului să ne ajute să facem un pas mai departe. Ai, poți să-ți faci o poză cu îngerii? Poți să-ți faci o poză cu slava lui Dumnezeu și să o pui în album? De o experiență de genul ăsta este frumoasă. Dar când te mulțumești doar cu ea, cu un preot care vorbește bine, care arată grozav, moral, și te duci în preajma acestui om sau în preajma acestor slujitori, eu nu sunt înger, deși și port numărul unui înger. Acești oameni au avut parte de un înger al lui Dumnezeu, de o experiență fantastică cu Dumnezeu. Și au spus în sinea lor, am vrea ceva mai departe. Și un al doilea punct din predică este că îngerul a vorbit. Și lucrul ăsta e grozav. Știți de ce? pentru că îngerul a o informație, a transmis o informație colosală, simplă, clară, de netăgăduit. Și asta a fost un moment miraculos în al doilea rând. Un dar din partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a avut un mesaj pentru ei. Așa să vă întreb în seara asta. Dumneavoastră mai aveți nevoie să vă vorbească Dumnezeu? Am auzit amin mult în seara asta, în primul punct, când a zis, vrem să ne surprindă Dumnezeu, vrem să simțim puterea Lui, vrem să simțim uh, asta și Dumnezeu vine și se atinge de noi și ne vibrează sufletul nostru și emoțiile noastre reacționează și spunem de multe ori, pe drept cuvânt, l-am simțit pe Dumnezeu în adunare și să ne ajute Dumnezeu totdeauna să-L simțim în adunare. Numai că în adunare Dumnezeu vine să vorbească. Întâlnesc biserici și din păcate uneori păstori care povestea asta cu Scriptura și cu predica devine neimportant, Că spun ei că la predică oamenii se plictisesc. Și atunci au redus programul, l-au pus de la 10 și până la 11 jumate cântare. Și după aia se ridice păstorul și spune trei vorbe să nu se plictisească nimeni, nu mergeți acasă, asta l-am întrăit cu Dumnezeu. Și am creat un fel de uh, aș risca să spun spectacol, dar a spune un moment în care cumva trupul ăsta să-l tot mișcăm, să-l hăituim, să fie fresh, să fie cu toții treci, să fim cu toții bucuroși, să... Nu, eu ridic mâinile sus când mă închin înaintea lui Dumnezeu, dar Uneori facem tot felul de exerciții și spunem, hai să ne ridicăm că ne face bine, că de fapt, de fapt, toia jumate adormiți. Hai să ne facem bine, să ne dăm palme, să ne scuturăm, ar fi bine să mergem până la afară, să facem o pauză de cafea, după vom veni înapoi și dacă va, va, vom simți noi că trebuie predică și pentru firea asta vă spun clar, niciodată nu trebuie predică. Pentru că diavolul știe că și puterea de transformare a unei vieți este prin cuvântul lui Dumnezeu. Spunem toată biserica amin. E frumos că sunt îngeri și predicator bun, dar cel care transformă este Duhul lui Dumnezeu. E frumos să avem carismă și dar, dar cel mai important este că Dumnezeu ne vorbește în adunare. Vocea lui se aude, vocea lui îmi dă har, ne și bucurii. Este vocea care îmi dă siguranță. Și sunt decis să o ascult zi de zi. Când ți-a vorbit ultima dată Dumnezeu? Și care e ultima predică care o țin minte? Care e ultimul mesaj, stimată doamnă, bărbat și femeie, tinere, pentecostal, baptist, ortodox, catolic? Ultimul mesaj pe care ți l-a spus Dumnezeu ție? Care e ultima informație care ți-a dat-o Dumnezeu? O, care e ultima informație care a dat-o Băsescu? Pot să vă spun? Care e ultima informație a președintelui Americii? Care e ultima informație despre economie? Care e ultima informație despre ce se mai poartă în ultima vreme și care e moda, poate o știți. Poate, stimată domnișoare, știi ce se poartă? Stimat flăcău, știi cum arată pantalonii slim? Știi ce se, cum să le asortăm? O, oh, da, noi, mai ales creștinii, știm grozav. Uneori cei de afară sunt uimiți. Cât de multe informații avem noi pentru că nu ne îmbătăm și mintea noastră e clară pentru că suntem educați și civilizați și până la urmă toate merg și în cap. Și Dumnezeu nu-i supărat că știm să ne îmbrăcăm și să ne asortăm să fie clar. Dacă când e plin capul de informații din toate zonele și Dumnezeu și cuvântul lui nu ne-a vorbit de mult, cred că ar trebui să ne prăbușim în cenușă și să ne pocăim în această seară, să strigăm să Dumnezeu și să spunem, Doamne, vorbește că sunt aici, Doamne. Vorbește, Doamne, că știu că n-a câștigat echipa aia și știu toți jucătorii de la un cap la altul și eu știu mulți. Dar atunci când Dumnezeu ne probează cu Biblia, n-am citit-o de săptămâni, vorbește, Doamne, că robii tăi ascultă. Veste doar de Dumnezeu? Veste doar să vă vorbească Dumnezeu? Binecuvântat să fie Domnul. Ce bine că îngerii vorbesc. Ce bine că îngerii nu vin să facă spectacol în care să fie străluciri, lumini, mișcări și să plece și noi să plecăm. Bă, grozav a fost spectacolul. Ce bine că îngerii vorbesc. Și ce bine că îngerii lui Dumnezeu și trimișii lui Dumnezeu, oricare ar fi ei, întotdeauna vorbesc simplu. Și mă rog Dumnezeu să binecuvânteze toți predicatorii și trimișii lui Dumnezeu și cântăreții și toți să avem niște mesaje simple, că întotdeauna Dumnezeu vorbește simplu. Spuneți toată adunarea, amin? Dacă vreți șocuri, mergeți în afară lui Dumnezeu. Căutați filozofi, căutați oameni foarte deștepți. Dacă îl vreți pe Dumnezeu, Dumnezeu vorbește în simplitate pentru ca țăranul să înțeleagă și savantul să nu se potignească. Pentru că omul cu carte să priceapă clar să se poată pocăi fără să spună vreodată, Doamne, m-aș fi pocăit! Dar n-am priceput cine ai spus când ai spus în pe limbi. M-aș fi întors la tine, Doamne, dar ne-ai toată seara un fel de slujbă și n-am priceput nimic. Dumnezeu vorbește simplu și toți predicatorii trebuie să vorbească simplu și Dumnezeu să se atingă de noi. A, ne este frică să vorbim simplu, pentru că ne lisește puterea lui Dumnezeu, cred asta. Ne e frică să compunem cântări simple, de frică uh, că nu ne mai ascultă nimeni. Oh, ne e frică să, să cântăm simplu și trebuie să le înflorim și să le, să le sucim până ce și gâturile și urechile ne se sucesc și oamenii să gândească, O, wow, păi ne-a dus ne-a purtat în printre stele și nimeni nu se pocăiește pentru că nu suceala melodiei schimbă inimile oamenilor, ci puterea care este în mesaj. Să spunem toată adunarea, amin că foarte multe cântări ating emoțiile, dar am dat-o mintea, pentru că cel care schimbă cuvânt, mintea și inima noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește, Doamne, aleluia! Vorbește, Doamne! Vorbește, Doamne, prin cântare! Vorbește, Doamne, prin poezie! Vorbește, Doamne, prin predică! Vorbește, Dumnezeule! Căci atunci când tace Dumnezeu, iată a început pentru tine! Și pentru mine. De aceea, ceea ce trebuie să mă rog în această seară este să vorbească Dumnezeu. Păstori mulțumiți pentru că a vrut să-l audă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a vorbit cu înger și a zis, nu vă temeți, ridicați-vă. Astăzi vă aduc o veste bună. Astăzi, în Citatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Isus Hristos Domn. Atât. Vreau să întreb ceva în seara asta. Te-ai putea pocăi la un asemenea mesaj? Credeți dumneavoastră că noi nu, nu ne putem pocăi pentru că nu avem predicatori buni? Mă de asta. Și v-am spunea, crezi că biserica noastră se poate schimba arătând spre păstor când îl vezi pe asta? Și mă temeam nu cumva să vină Dumnezeu în lui să trăsnească la propriu pe acest om. Și credeți că dumneavoastră și eu duc lipsă de informații simple de la Dumnezeu? Și cumva sunt atât de încuiat că nu pricep ce îmi spune Dumnezeu. Eu cred că pricep foarte bine. Și cred că se ia în copiii care să facă nu pricep. Vă-ți am zis să aduce apa, dar n-am înțeles. De el de jumate minte. Vă-ți am spus să facă aia, dar da, tati, dar n-am priceput. Dar n-am auzit. Și tu ai strigat de patru ori de ți-au pușcat, pușcat venele. Și nu știu cum să face în camera lui că n au auzit. În seara asta, îngerii vorbesc. Și Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt în biserică. Eu m-am gândit la altceva să predic în seara asta, dar Duhul Sfânt este prezent aici. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie Domnele Domnului. Și Iisus Hristos este prezent în biserică. Când Dumnezeu vorbește, El transmite o informație înspre noi. Și informația asta are menirea să aducă credința în inima ta și în a mea, să ne prăbușim peste câte am minute înaintea lui Dumnezeu, să ne pocăim și să plângeți, să Doamne, ne predăm viața astăzi și încheiem legământ cu tine dacă nu suntem botezați și dacă suntem botezați și nu suntem pocăiți, ne pocăim, Doamne, cu toată ființa noastră și te urmăm cu toată familia noastră. Și Duhul lui Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amen. Și Duhul lui Dumnezeu să ne ajute pe toți. După ce cerul a adus mesajul și informația, ai spune că totul e rezolvat și pentru ei a fost. Da, pentru noi. riscul de a primi informații și a nu ne este imens. Vă aduc aminte, nu știu, timpul zboară foarte repede, câteva exemple, nu zic trei, că poate nu dau trei, numai unul. Vă aduc primul, Ioan capitolul 4, Samaritean. Se întâlnește cu Isus, știți toată discuția, la un moment dat Isus o provoacă și spune, după ce discută de închinare și așa mai departe, Ierusalim sau așa, sau munte, și spune, femeie, Vine ceasul și acum a și venit. Când adevărați închinător se vă închina Tatălui în duc și în adevăr. Amin. Pentru că astfel de închinător dorește Tatăl. Spune în toată biserica, amin, că așa e. Amin. Și după treaba asta ce Iisus lansează asta, femeia reacționează și sunt șocat. Eu sunt șocat pe text. Și ce spune ea? Vă aduceți aminte, predicatorii și aduc. Știu! Știu care să vină Mesia. Grozav! Și ce mai știi? Cărei să se spune Hristosul. Și ce mai știi? Și când va veni El, ne va spune toate lucrurile. Unii trebuie să meargă ani de zile la teologie ca să poată să aibă doza asta de informație simplă și corectă și clară pe care o are femeia asta. Dar știți care este al doilea șoc? Primul este că ea știe clar ce urmează să întâmple. Vine mese. Dar ceea ce mă șochează în al doilea rând că informația pe care Dumnezeu a trimis-o în viața ei, n-a schimbat-o și are la activ cinci bărbați și cu formația asta, informația asta în minte, locuiește cu al șaselea în concubinaj. Faptul că Dumnezeu vorbește, când într-un fel, când un altul, pentru tine, asta nu înseamnă că automat te și pocăiești. Ca să te poți pocăi, trebuie să lași Cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în viața ta și să lași cuvântul Lui Dumnezeu să se schimbe, să se ducă la acțiune. Spune toată adunarea, amin. Uneori te întrebi, de ce nu se schimbă românii? Sau într-un cuvânt ca să-l pricepeți, de ce nu se pocăiesc românii? Și de ce nu mă pocăiesc eu? Și poate dumneata? De ce nu ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu? De ce călcăm strâmb în același punct de ani de zile? În timp ce Dumnezeu vorbește, și tu știi și pricep că dacă ai fi un naiv și o naivă, un încuia la minte care nu știi nimic, dar știi că dacă mă duc în România, e diferit cum mai duce în Uganda și nu pe stradă. Tu știi că Isus a întrupat? Da! Crezi, cred! Tu știi că Isus a murit pe cruce pentru tine și a înviat a treia zi? Da, știu! Tu știi că există Rusalii? Ce la Rusalii? Duhul Sfânt s-a pocorit? Știu! Doamne, când te vezi cât știu românii despre Dumnezeu și lucruri adevărate din Biblie, te întreb de ce nu sunt transformați. Pentru că simpla informație, care intră așa și o dozăm undeva, ne pot face religioși, da. Inteligenți, capabil de dialog unii cu alții, cum spuneam aseară, pe anumite teme din Biblie, în care pur și simplu nu mai poți să-i faci față. Ai că-ți explic eu cum e cu Dumnezeu și cu Biblia și cu religia. Și chiar reușește. Și când te uiți în viața lui, e divorțat. Și când te uiți dincolo, probleme. Când te uiți în viața ei, avort. Când te uiți în viața lor, bârfe. Când te uiți dincolo, răutăți. Când te uiți în viața tinerilor care știu droguri, alcool, imoralitate, desfrânare, pornografie. O grămadă de mizerii se cuibăresc în viețile noastre. Și deși noi știm foarte bine lucrurile astea, nu ne schimbăm. La doi ani au venit magii. Și Rod află lucrul ăsta și la un moment dat aude că s-ar putea să se fi născut un împărat și așa mai departe, cheamă magii, dar cheamă și pe preoții cei mai de seamă și pe cărturare. Îi spune el la un moment dat, a adunat pe toți preoții cei mai de și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristos. Și acum mă gândeam că s-o duce undeva să intre pe internet pentru noi, pentru ei, să caute acolo, să vadă. Hai să dăm, să vedem prin Vechiul Testament unde trebuie să nască împăratul. Ne pus între... Dă -ne, dă, -ne, timp vreo trei ore, vreo zi, să ne interesăm, că noi aban nu avem. Și care este șocul? În secundă următoare au răspuns. În Betlemul din Iudeea, au spus ei. Căci iată ce a fost scris, spun ei, prin proroc. Și tu, Betleieme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenii lui Iuda, Iuda, căci din tine va ieși o căpetene care va fi păstorul poporului meu Israel. Și spun din toată lumea, nu pentru ei, pentru Biblia asta care am citit-o, glorificat să fie Domnul. Glorificat să fie Domnul. Adică tu stai cu Biblia în mână și știi Adică tu crezi în iad, adică tu crezi că pocăința e bună, adică tu crezi că viața e limitată, adică tu crezi și știi că Dumnezeu este suveran peste viața ta, adică tu crezi că Dumnezeu va aduce o judecată, tu știi toate astea, tu știi că trebuie să te la Dumnezeu, chiar știi și ce se întâmplă cu tine. În această seară, puterea Evangheliei este aici între noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Tu poți să ai o mulțime de informații și să trăiești în continuare în păcat, că de aia nu te schimbi. Sus le-a spus fariseilor și cărturarilor care au crezut în el, în Ioan, în capitol 8. Dacă vreți să deveniți ucenicii mei, trebuie să pătrundă în voi și să rămână în voi cuvântul meu. Voi veți crede și apoi veți deveni ucenicii mei. După aceea începe un dialog și îi spun că sunt reguli, că nu au nicio problemă și Iisus le spune și de ce căutați voi să mă omorâți? Pentru că nu aveți informații, ci pentru că nu pătrunde în voi cuvântul lui Dumnezeu. Și în această seară, dacă ai experiența Dumnezeului care ți-a vorbit de multe, 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 multe ori și nu te-ai întors la Dumnezeu, dar ai informații, mă rog în această seară Dumnezeu să-ți dea un act de voință și să te rogi ca Duhul lui Dumnezeu să te ajute. Să lași puterea lui Dumnezeu și cuvântul său să pătrundă în inima ta. Și să-ți predai viața ta în mâna lui Dumnezeu și să lași cuvântul ăsta lui Dumnezeu să-ți transforme viața. Și tu vei fi o persoană schimbată. Sunem toată adunarea, amin? Acă A, că tu vrei să te schimbi, că cergi, În zadar, am făcut-o și eu. A, că tu te tărești, Frate, de când mă chinu eu? Vreau să spun, chinuie-te mai departe. Îți spun să te oprești. Pentru că singurul care te poate schimba este Dumnezeu prin puterea Evangheliei. Dar nu lăsa o simplă informație în raftul minții tale, ci lasă pe Dumnezeu să pătrundă în viața ta, să te nască din El și să fie o persoană născută din nou. Lăudat să fie numele Domnului, că Dumnealui, diaconul, din povestea care o vedem noi seară de seară, aproape de un an, a spus, nu pot să îmi permit o naștere din nou. Și ce mi-a spus? Că el știa despre nașterea din nou. Numai că nu poate să și-o permită. De ce nu și-o poate permite? Că este într-un statut. Tot timpul vin să zâmbesc de statutul lui. Și mai, 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 mai bine mă, nu pot să zic că a o zis numai I.A. Mai bine mă duc în ea, dar nu pot să, am luptat pentru asta și, deși el avea informația, dar n-a lăsat informația asta să pătrundă el de frică ca să nu-l nască din nou Dumnezeu și să se pocăiască. Doamne, dacă este vreo piedică, mă rog, în seara, în viața cuiva, Dumnezeu să te ajute să o dai la o parte. Lasă-L pe Dumnezeu să pătrundă în tine. Să se te nască Dumnezeu din cuvântul Lui și din Duhul Sfânt. Și toată adunarea spune amin. Și toată adunarea spune amin. Și în continuare sper să nu se supere păstorii de animale pe mine că le-am spus, a, eu dacă aveam lumini și îngeri și slavă și mai aveam și un mesaj pentru mine, plecam acasă sau rămâneam în continuare noaptea mulțumit, Dumnezeu mi-a vorbit și atât. Și spun, Doamne, mi-ajunge. Și Dumnezeu a zis, mai am o surpriză pentru voi. Acum o să mă fac un mare prieten cu cântăreții, niciodată n-am fost dușman cu ei, dar de acum o să fim și mai buni prieteni. Pentru că Dumnezeu din cer a spus, vreau să așez slava mea, intervenția mea și cuvântul meu să o cu cântarea. De aceea spun, nu cred că trebuie să fie o, predic, o, o biserică în care nu mai predică să fie. Am un prieten care mi-a spus, pentru mine cântarea e zero și cred că greșești. Cred că Dumnezeu a lăsat Cuvântul, puterea lui și cântarea să lucreze împreună spre mântuirea tuturor și toată adunarea spune amin. Și de ce? Sunt multe exemple în Biblie, dar de data asta e cel mai grăitor și a zis Domnul, vreau să vă mai surprind cu ceva, cu ce? Doamne, e grozav, ne ajunge, nu mai vrem nimic. Ba da, cântare. Deodată o mulțime de oaste cerească a început să cânte. Mii de îngeri au început să cânte. Nu știu cum a fost melodia. Cântăreții trebuie să fie mai curioși decât mine. Eu sunt foarte curios ce melodie au adus. Poate că este melodia asta, poate păstorii au recepționat-o, că evrei sunt bun, bun, bun cântăreți. Și poate există melodia asta, dar poate nimeni nu știe care e ea. Sau poate există și n-am informația. Oricum, mesajul a rămas. Oricum vreau să spun, melodia nu contează foarte mult. Eu doar o simplă curiozitate. Dar mesajul a rămas. Slavă în cerurile, slavă în cerurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și spune toată adunarea, gloriei lui Dumnezeu. Și au cântat, cred că frumos. Ei cântă foarte frumos. Domnul să-i binecuvântez. Și voi cântați foarte frumos. Și sunt cântăreți care cântă foarte frumos. Dar cred că cerul a cântat perfect. Sunteți de acord cu mine și voi? Cerul a cântat perfect. Pentru că tot ce este desăvârșit vine de sus. Și a fost o cântare desăvârșită. Și aș spune, Doamne, nu mai vreau nimic! Și unii dintre noi spunem, dacă e cântare bună la biserică, plec să fericit. Alții spun, dacă e o predică bună, plec zburând. Alții spun, dacă ne atinge Dumnezeu și am simțit ceva, totul e încheiat. Ei, puteți să plecați zburând, uimiți, bucuroși, fericiți, dacă atâta rămâne tot suntem în continuare neschimbați. Pentru că gândul cu care închei predică este o întrebare care îmi place foarte mult. Ce faci după ce pleacă îngerii? Spune cuvântul prin Luca, după aceea îngerii s-au întors în cer. Și după ce pleacă îngerii, ce faci? Cu slava lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, cu experiența pe care ți-a dat-o în dar fără să o meriți, cu mesajul și cu cântarea. Ce faci? Aici este momentul cheie. Și cu momentul ăsta vom intra imediat în rugăciune. Atunci și-au zis unul către altul. Haidem să mergem la Betleem și să vedem dacă toată informația e așa și dacă e așa, în această seară aplicăm tot ce am primit. Și se va finaliza povestea noastră într-o închinare înaintea celui care este împăratul împăraților și domnul domnilor, binecuvântat să fie numele Lui. Trebuiau să meargă prin credință pentru că aveau să vadă un împărat în scutece, în paie, într-un grajd cu animale, cu vaci, cu boi. Ne demn pentru un împărat al Universului. Și într-o asemenea act de umilință care te gâdelea spre îndoială și nu spre credință. Ei au văzut că tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu este 100% adevărat și s-au prăbușit înaintea pruncului și s-au închinat și s-au întors de acolo, lăudând și slăvind pe Dumnezeu prin câmpiile Betleemului. Căci lauda, închinarea, amin și aleluia trebuie clădit pe o întâlnire personală cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și nu doar pe niște momente savuroase, pentecostale sau baptiste, ci trebuie așezate, nu pun un predicator care vă împinge înspre zona asta, ci pe o întâlnire cu Cel care este Domnul Domnilor. Iisus Hristos este prezent în adunare și când te închini înaintea Lui, nu trebuie să te provoce Gabi Gorcea și Beni și Gabi Zăgrean sau fratele Vasile Antemei, ci Cel care te provoacă este Iisus Hristos cu care tu te-ai întâlnit. El îți dă deodată o forță pe care nu poți să-ți o imaginezi niciodată și spui plecând acasă la biserică, în această seară m-am întâlnit cu Domnul toată viața mea și a ta este inundată de puterea și de prezența Lui Dumnezeu. Spun din toată inima glorie Domnului. Spun din toată inima glorie Lui Dumnezeu. Pentru că puterea Lui Dumnezeu și experiența cu Dumnezeu este grozavă și Dumnezeu ți-o dă ca un cadou și mesajul Lui Dumnezeu este un alt cadou și închinarea și lauda și prezența Lui Dumnezeu în mijlocul laudelor este un alt cadou. Dar toate aceste trei unelte ale Dumnezeirii trebuie să te deterne pe tine în sfârșit să nu te înscăunezi într-o nouă religie, să te duci spre Isus Hristos și spre crucea Lui, că El nu mai este în Iesle și să te împaci cu Isus în această seară. Să te închini înaintea Lui să spui, Doamne, mă pocăiesc în această seară și te rog frumos, ai milă de mine, pentru că astăzi Tu ești Mântuitor și Tu ești Hristos Domnul. Șterge toate fără de mele, șterge, Doamne, viața mea goală, șterge, Doamne, viața mea fără Tine, mimată, că sunt cu Tine și n-am fost cu Tine. Doamne, șterge religia din mintea mea în care Nu ai fost un centru, șterge, Doamne, momentele când am, am primit informații și nu m-am întors, Doamne, șterge din mintea mea religia ca și credința mea slabă și adu-mă, Doamne, în prezența Ta, pentru că Tu ești Dumnezeul meu. Ca să nu mă trezesc, Doamne, vreodată. Să aud în mintea mea Evrei, capitolul 2, că și lor, ca și nouă, le-a fost vestit același cuvânt și aceeași veste. Diferența este că la ei și pentru ei n-a fost de niciun folos și nu le-a folosit la nimic, pentru că nu au găsit o inimă și o credință care să-i ducă la Dumnezeu, la Hristos și la mântuire, după ce l-a auzit. Ori vreau în această seară ca Duhul lui Dumnezeu să atingă inima ta și mintea ta. Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Mă uit spre păstor și de, cred că din momentul ăsta nu mai sunt în conflict cu ei și întreb, acum sunteți mulțumiți și se ridică spre mine cu fața strălucitoare și spun, v-am văzut nemulțumiți cu îngeri, și ați vrut mesaj. V-am văzut nemulțumiți cu mesaj și a vrut cântări. V-am văzut nemulțumiți cu toate astea. Mă uit la voi, cum sunteți? Și ei îmi zâmbesc cu un zâmbet larg. Gabi Zăgrân. acum suntem mulțumiți. De unde știu? Începem o cântare. Și au cântat cu toată inima lor prin pustiu. De aceea semnalul că suntem împăcați cu Dumnezeu este bucuria că suntem mântuiți, care este un clocot viu în inimile noastre. Străluceți fețele, cântă adunarea, cerul stă și ascultă cântarea. Cât de bine mă țin cu aleșii Domnului, ce popor, ce popor, ce popor minunat. Glorie lui Dumnezeu! Dacă nu ai bucuria aceasta în inima ta, tu nu te-ai întâlnit cu Isus Hristos. Ori în seara asta vrem ca Dumnezeu să se atingă de viețile noastre. Haideți să stăm ridicați să picioare. Haideți să stăm într-un moment de reflexie în prezența lui Dumnezeu și să... Lăsăm și să spunem toată adunarea și slujitorii, Duhul Sfânt atinge inimile noastre și ajută-ne să facem pas în seara asta. Dumnezeu ți-a dat experiențe. nu e așa? Dumnezeu ți-a vorbit. Dumnezeu a creionat o atmosferă cerească divină de zeci de sute de ori. Este seara când El îți spune, eu am făcut totul pentru tine. Tu doar trebuie să faci pasul, să mă cauți și eu mă las găsit de tine. Dacă viața ta spirituală este searbădă și goală, dacă tu nu te-ai întâlnit cu Isus cu adevărat, dacă ai nevoie de Dumnezeu în seara asta și recunoști și e sinceră și sincer, în timp ce toată biserica stă cu capetele plecate, ca roba lui Dumnezeu fără să insist, te rog în numele Domnului, dacă vrei să faci un semn cu mâna ridicată sus și mă rog pentru tine în seara asta. Țineți mâinile ridicate sus, cei care aveți nevoie de Dumnezeu în seara asta. Și la balcon. Dumnezeu să binecuvânteze multele mâini care s-au ridicat. Dumnezeu să-ți binecuvânteze viața ta. Dacă ești un prieten aici și nu te-ai împăcat cu Isus în seara asta, în seara asta este momentul când să-ți predai viața în mâna lui Dumnezeu. Te chem să vii la Domnul, pentru că este seara Harului, este o seară unică când Dumnezeu a deschis încă o dată cerul, când a adus mesaj, când a adus cântare, când a creat un cadru excepțional, divin, pentru că tu te poți întâlni cu Dumnezeu. Dumnezeu e liber, căci atunci când vei sta în fața tronului de judecată, El va fi drept cu tine că ți-a creat un cadru cel puțin să te poți pocăi și să te întorci cu fața înspre el. Dacă tu nu vrei în asta, Dumnezeu va fi liber să te trimită departe de fața lui. Dar în această seară inima lui Isus bate pentru mântuirea ta, pentru salvarea ta. Și Isus Hristos dorește ca nimeni să nu piară și tot să vină la pocăință și toată adunarea ne rugăm ca Dumnezeu să lase un duc de pocăință peste orice inimă. Și chiar dacă n-a ridicat mâna, mă rog pentru tine ca Dumnezeu să te binecuvântezi. Doamne Isus. Îți mulțumim pentru seara aceasta de har. Îți mulțumim pentru puterea ta și pentru prezența ta. Îți mulțumim că ne-ai onorat să te slujim, Doamne, în neputințele trupului nostru. Dar tu ești Dumnezeul harului. Tu ești Dumnezeul intervenției și tu ești Dumnezeul mângăierii. Pentru toate mâinile care s-au ridicat, mâna ta care a fost străpunsă la cruce. Să le prind aceste mâini și să schimb viețile acestor oameni. Să ierți de păcate, să i eliberezi de vicii, de legăturile celui rău, să aduci o zi nouă în aceste vieți, pentru că tu ești Dumnezeu. Dumnezeul, ai venit să ne surprinzi în seara aceasta. Doamne, toți am fost plictisiți și parcă nu mai vreau nimic decât să se termine biserica, să mergem acasă. Dar Tu ești Dumnezeul surprizelor. Tu ești Dumnezeul Harului. Tu ești Dumnezeul care ne binecuvântezi. De aceea atinge de biserica din ziatele, de bărbați și femei, de domni și doamne, de tinerii care sunt aici și lasă o îndoită putere de har. Și fie seara asta să fie o seară memorabilă când ne vom întâlni cu tine în veșnicie, să ne aducem aminte că a fost seara când am cedat. A fost seara când ne-am dus spre tine, într-o închinare veșnică. Ne vom prăbuși și în cea aceasta inimile, ca să putem să plecăm acasă lăudând numele tău și având în inima noastră o adâncă mulțumire, pentru că știm singurul care ne poți da mulțumire, fericire și pace. Ești tu, Hristoase, care ești Domnul Păcii, Împăratul Salemului, Regele Regilor, Îndune casele, familiile și pruncii noștri, pentru că te iubim pe tine! Și nu ne dorim, Doamne, să fim casa Samariteanca pe care Tu ai întâlnit-o și ai mântuit-o până la urmă. Dar, Doamne, nu vrem să fim aici oameni care și știm de revenirea Ta care este la uși și Tu să vii la noapte și să ne prinzi nepregătiți în viața cu viața neorânduială. Doamne, cum Te-ai descoperit ei care Te aștepta, dar Te aștepta într-o viață păcătoasă. Așa să Te atingi de inimile care sunt aici, Doamne. Tu i-ai spus eu care vorbesc cu Tine. Sunt acela vorbă vorbește cu orice inimă și pregătește biserica. Ai milă de noi, spală-ne în sângele tău, pentru că vrem să fim cu tine în cer. Și vrem să fim cu Tine în slavă Și vrem, Doamne, câte zile vom mai avea pe pământ Să vorbim despre Tine Să cântăm despre Tine Să inundăm câmpiile Americii a României Să strigăm în gura mare Isus e Domn Isus e Mântuitor Isus a murit și a înviat Isus e viu Isus revine Maranata Maranata Domnul nostru vine, Aleluia Cercetează adunarea, Duhului Sfânt. cercetează după ce ne despărțim. Cercetează-o la noapte și mâine. Dă-ne revelații cu tine. Și dacă ne mai dai o zi, vrem să o trăim cu tine și pentru tine. Ești minunat, Dumnezeule. Am vrea să nu mai oprim, dar tu vei continua în viața fiecăruia să aduci pacea și cerul. Îți mulțumim, Tată, în numele lui Isus și prin Duhul Sfânt. Amin.